Bucureștiul a găzduit pe 15 decembrie o ultimă competiție de judo la nivel național, unde au fost prezenți și sportivii din cadrul secției de profil de la CSM Pitești. 1000 de sportivi din toată țara, am avut o prezență și din Portugalia și din Austria. O competiție la care noi am participat cu 60 de sportivi, am reușit să urcăm de foarte multe ori pe podium, am ocupat 23 de locuri, unul la toate celelalte categorii de greutate și de vârstă. De altfel, o competiție foarte bine organizată în sala polivalentă, acolo unde se fac marile competiții de judo, campionate europene și campionate mondiale, au reușit de data aceasta organizatorii să se ridice la înălțime. Cum este și firesc, pe finalul anului, sportivii vor avea și o vacanță. Însă, antrenorii Cornel Pălărie și Valeriu Ioniță pregătesc deja strategia pentru 2014. Perioada următoare, suntem într-o perioadă de relax, să zic așa, într-o perioadă în care începem să punem accent pe ceea ce vom face anul viitor, să ne orientăm spre categoriile de greutate care vrem să participăm la campionatele naționale și să vedem cu cât sportiv o să reușim să participăm la un cantonament de pregătire. CSM Pitești s-a menținut și în acest an în prima linie la nivelul secției de judo, având foarte multe medalii la toate categoriile de vârstă.